Vă invit să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și în seara aceasta să citim câteva versete din 2 Timotei, capitolul 1, începând cu versetul 7, 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine în temnițatul Lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea Lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Iisus Hristos, înainte de veșnicii. Amin. Să ocupăm locurile. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră știți ce înseamnă frica. Ați experimentat-o. N-am să uit niciodată o zi călduroasă de iulie. Lucram la trusul de construcții din Oradea, lângă gară. A sunat telefonul și eram invitat pe strada Dunării la securitate. Și știam exact pentru ce mă invită. Cu o zi înainte au fost la mine niște misionari și mi-au adus peste 1000 de testamente care erau în saci sub scara din living room. Știam exact pentru ce sunt invitat. Era cald, am urcat în tramvaiul care era aproape gol și m-a apucat dintr-o dată un frig, cum de puține ori în viața mea a fost așa de frig, în iulie. Tremuram, eram vânăt, înclănțăneau dinții în gură. Știam că nu din pricina climei mi se întâmplă asta, ci pentru că știam unde mă duc, știam ce urmează. Stăteam și mă uitam pe geam, mi-am lipit fața de geamul cald a tramvaiului să mă încălzesc cumva. Eram vânăt de frig și tremuram din toate încheieturile. Și dintr-o dată, parcă mi-a strălucit așa în minte un verset din Biblie. Ascultați-l. Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Știți că dintr-o dată m-au apucat căldurile? S-a schimbat temperatura dintr-o dată. Dintr-o dată am fost conștient că nu eram singur. Dintr-o dată am aflat că erau mai mulți cu mine decât împotriva mea. Mă duceam într-un loc în care Dumnezeu spune să nu mă tem de ei. Nu intru în detaliu, dar zilele acestea când am lucrat la cartea de istoria construirii bisericii din Oradea, mi-am adus aminte de episodul acesta. Așa de interesantă este mintea noastră umană, uneori avem impresia că am uitat foarte multe lucruri, dar când încep să le iei așa pe rând, zi după zi, eveniment după eveniment, te sperii cât de multe detalii îți aduci aminte. Mi-au pus multe întrebări, bineînțeles, despre americanii care au fost cu o zi înainte și m-au întrebat deschis, clar, câte Biblii ți-au adus. Și le-am spus clar că niciuna. Erau Noul Testamente. Am insistat așa de mult că nicio Biblie nu mi-au adus și dacă voiau să vină acum cu mine acasă să mă controleze. Și n-au venit, spre norocul meu. Eu știam că nu i-a adus, știam că numai Noul Testament am și numai Noul Testament am avut. Și uneori trebuie să te joci cu termenii, așa, la buza prăpastiei. Și Dumnezeu te scapă. Când vrea să te scape, te scapă. Fiecare dintre noi am știut și știm ce este frica. De aceea, în această seară, tema pe care am ales-o, am intitulat-o, Când îți este frică. Când îți este frică. Versetul pe care l-am
citit împreună din 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7 la 9, spune așa: Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, nu vine de la Dumnezeu duhul ăsta de frică, vine de la cel rău. Ceea ce ne-a dat Dumnezeu, ne-a dat un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Iată cum fac spelling-ul la frică frații noștri americani. Frică, fear, înseamnă false evidence appearing real. Evidențe false care par reale. Asta înseamnă frică. Lucruri care par foarte reale, dar ele sunt false și care reușesc să ne tulbure liniștea noastră și să ne dezechilibrăm în mersul pe care noi îl avem, în planul pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru fiecare dintre noi. Acum, de la bun început, vreau să spun că există o frică bună. Frica de Dumnezeu este o frică bună. Este începutul înțelepciunii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când ne temem de Dumnezeu, începem să fim înțelepți. Frica de părinți este normală și este bună. Nu uitați să o folosiți, mai ales cei care aveți copii mici. În societatea aceasta americană se apelează foarte rar la frica de părinți. Copiii nu se tem de părinți, de aceea nu se tem apoi de profesori, pe urmă nu se tem de lege. Frica de lege. Toate lucrurile, frica aceasta ne păzește să rămânem în limitele unei decențe și a unei acceptări în societatea în care noi ne aflăm. Este o frică sănătoasă. Când ne temem să nu supărăm pe cineva, când ne temem să nu rănim sentimentele soțului sau soției noastre, când ne temem să nu-L supărăm pe Dumnezeu, ne temem să nu călcăm legea țării în care noi ne aflăm. Cred că fiecare deja v-ați prins care e diferența între noi și americani, nu-i așa? Noi românii. Noi românii, când auzim de o lege, așa, ne gândim cum să o păcălim, cum să nu o ascultăm, ce portițe există ca să nu să ne ascultăm de legea aceasta. Probabil că este o moștenire din comunism, nu? În comunism era povestea asta că la barieră, nu? Și legea este o barieră, nu-i voie să treci pe aici. La barieră, animalele mici trec pe sub, nu? Alea care zboară deasupra și ziceau tovarășii că numai boii stau în fața barierei, nu? Trebuie să fii prost de-a binelea, nu să asculți de legea asta pe care au dat-o tovarășii. Legea trebuie păcălită. Este teribilă moștenirea asta în mintea noastră. Să știți că americanii nu gândesc deloc așa, complet diferit de noi. Ei când aud de o lege, ei se gândesc cum să împlinească legea respectivă. Bineînțeles, nu aia care stau sub grate, după grate acum, dar în general oamenii cinstiți și corecți care sunt în jurul nostru. Apoi este frica aceea rea, duhul de frică, despre care vorbește Sfânta Scriptură în textul din această seară, frica aceea care paralizează inițiativa, care determină motivațiile vieții noastre, care ne schimbă direcțiile, frica de eșec, de ridicol, de schimbare, de ziua de mâine, frica de viață în general. Să nu mai vorbesc de frica de moarte, care este instrumentul diavolului numărul unu prin care ține robi o lume întreagă. Robește milioane de oameni cu frica morții. Eram într-o biserică din Europa, nu vreau să spun numele țării, unde erau destul de mulți români. Am predicat-o în biserica aceea și a fost cineva care nu mă iubea deloc, ce știu eu, congenital. Nici nu m-a văzut până atunci, da? Cred că mă ura numele Domnului, nu? Și mi-a trimis un bilețel la amvon, nu? Înainte să mă ridic, să predic, cu o amenințare că Domnul mi-a viață. Mai am 3 zile și Ninive va fi nimicită. Așa, 3 zile mai dădea că mi-a Domnul viața. M-am ridicat la microfon, inspirat de biletul ăsta, nu? Că trebuia să scap cumva de el și l-am citit și am spus: frate, uite care este problema.
Să știi că dacă eu mor, mă duc la Domnul, mi se întâmplă cel mai fain lucru din viața mea. Eu nu mă tem de moartea absolut deloc. Deci amenințarea asta vine de la diavol. Urma diavolul crede că ne ține robi cu frica de moarte pe noi toți. Să știți că lucrul ăsta este foarte real. Oamenii sunt manipulați de diavolul cu frica morții. Eram în România și m-a sunat sora mea, încă locuia la Pâncota, să-mi spună că este o situație extrem de gravă în familie și că trebuie să mă duc neapărat să-i văd. Și m-am dus. Ce s-a întâmplat? Sora mea a fost la piață undeva prin Oradea cu ceva prietene de-a ei. Când au venit spre casă, una dintre ele și-a dus aminte că într-un sat unde treceau ele este o profeteasă foarte faimoasă și să meargă pe la ea să o vadă. Și s-au dus. Și femeia aceea i-a prorocit lui sora mea că mai are 2 săptămâni de trăit să-și pună viața în rânduială, că moare. Și deja sora mea era programată de moarte, nu? Își programase mormântarea, plângea toată ziua, a trebuit să stau ore în șir să o lămuresc, că asta este o frică a morții de la diavolul. Și chiar dacă murim, este cel mai fain lucru care ni se poate întâmpla, ne întâlnim cu Domnul, nu scăpăm de problemele din lumea asta. N-am murit nici astăzi, sora mea, trăiește bine, mersi, în Indiana. Dar ceva indieni zâmbesc aici. Să trăiește bine în Indiana, așa, bineînțeles că da. Când nu plouă și nu e iarnă. Frica morții, duhul acela de frică pe care îl folosește diavolul să te paralizeze cu el. Spuneam înainte că frica este un instrument foarte eficient în mâna diavolului. Frica este un instrument foarte eficient în mâna diavolului. Haideți să vedem câteva lucruri despre instrumentul acela și cum îl folosește diavolul împotriva noastră credincioșilor. În primul rând, diavolul este un maestru, este un maestru în folosirea fricii. Biblia vorbește despre duhul de frică, este un duh rău care pune stăpânire pe sentimentele noastre, pe simțurile noastre și asta vine de la diavolul. Diavolul, în loc de un duh sfânt, dacă vreți, el are duh de frică, un duh de frică, de spaimă. Prin frică, diavolul ne face viața mizerabilă, ne afectează calitatea vieții noastre. Un om care trăiește permanent hăituit de frică este pur și simplu, duce o viață extrem de mizerabilă. Este cunoscut în literatură și în istorie, se vorbește despre o femeie care a murit în anul 1916 pe nume Betty Green. Ea a fost declarată cea mai mizerabilă ființă din America. Când a murit, a lăsat o avere de peste 100 de milioane de dolari. Dacă banii, dolari, $1,000,000 erau mulți și sunt mulți astăzi, în 1916 erau enorm de mulți. Erau enorm de mulți. Cine avea 100 de milioane de dolari era un om extraordinar de bogat. E bine, femeia aceasta a trăit toată viața în una dintre cele mai negre mizerii posibile. Locuia într-un apartament cu un singur bedroom și nu mânca decât mâncare rece, să nu cheltuiască bani cu încălzitul mâncării. Ascultați-mă bine, nu voia să încălzească mâncarea. Locuia în frig, să nu cheltuiască bani pe încălzire. Când unul dintre copiii ei, când fiul ei s-a rănit la picioare, datorită faptului că a amânat atât de mult până a găsit o clinică gratuită să-l trateze pe ăla mic, a trebuit să-i taie ambele picioare datorită infecțiilor care s-au creat la picioarele copilului ei. A trăit toată viața cu frica în spate că o să-și piardă averea. Okay? Toată viața a trăit că cineva, cu frica în spate, cineva o să-i fure banii, o să-i piardă undeva. Nu este ceva mai groasnic, nu? Să știi
100 de milioane de dolari în 1916, nu? Să ai atâția bani și să trăiești într-o mizerie cumplită că cineva ți-i fură, cineva umble la ei, nu? Să nu-i pierzi, să nu-i cheltuiești. Groaznic, este teribil, teribil. Diavolul prin frică ne strică calitatea vieții noastre. Ne temem așa de mult că ne pierdem averea, sănătatea, slujba, ce știu eu, relațiile cu oamenii, poziția socială. Suntem timorați de diavolul de lucrurile acestea și niciodată nu știm să ne trăim viața. Nu mergem într-o excursie să vedem lumea asta pe care a făcut-o Dumnezeu, că da, dacă o să avem un accident, nu? Nu încercăm o rețetă nouă, că dacă ne îmbolnăvim. Nu încercăm nimic, practic. Stăm în cutiuța în care știm noi, de frică să nu ni se întâmple ceva. Închidem ușile, ne punem nu știu câte lacăte la ușile noastre. Am fost odată la cineva și am fost îngrozit, că a durat vreo 5 minute până a descuiat ușa. Pac, pac, s-au auzit tot felul de șuruburi, de clanțe, de broaște care se învârteau, nu? Mă gândeam, ce ascunde, domnule, în spatele acestor uși atât de ferecate? Aceeași sărăcie care aveam și eu, că nu avea cu nimic mai mult decât ceea ce aveam eu. Dar unii se tem că bruma aia de lucruri o să vină cineva într-o zi și o să le fure. Nu? La creangă se zice că a venit odată un hoț noaptea și umbla peste tot și spune, ce cauți? Păi zice, ceva bani. N-are rost să cauți, că eu caut de o viață întreagă, n-am găsit nimic. N-are sens să mai umbli, scutește-te de muncă, du-te în altă parte. Nu? Ne temem și atunci când ne este frică, pur și simplu calitatea vieții noastre se schimbă dramatic. Trăim în o viață mizerabilă. Nu spunem copiilor că îi iubim, că o să profite de chestia asta. Nu, nu ne deschidem față de soț sau soție să creăm intimitatea aceea de care are nevoie o familie să supraviețuiască, pentru că o să fim vulnerabil, o să se folosească de slăbiciunile mele. Și uite așa, relațiile noastre cu cei dragi suferă, viața devine mizerabilă datorită fricii. Nu încercăm, că dacă încercăm s-ar putea să greșim, s-ar putea să avem un eșec. Apoi, diavolul ne face ineficienți în evangelizare și în slujire. Devenim ineficienți în mâna lui Dumnezeu. Ce o să zică, nu? Ce o să creadă despre mine dacă le vestesc Evanghelia? Dacă mă resping? Dacă mă încurc în timp ce vestesc Evanghelia, le spun despre Domnul Iisus Hristos? Poate că nici nu au să mă asculte. Motivele sunt enorme. Diavolul elaborează o listă întreagă ce ți se poate întâmpla dacă deschizi subiectul și vorbești cuiva despre Iisus Hristos. Și atunci nu vorbim cu vecinul din stânga, nu vorbim cu vecinul din dreapta. Dacă stăm la apartamente, nici cu aia de sus sau cu aia de jos. Eventual ne salutăm și știm că locuim în aceeași arie. Mor oamenii aceia lângă noi pentru că frica ne paralizează să nu zicem nimic. Devenim complet ineficienți în mâna lui Dumnezeu. Ei, să ne trimită cineva misionari, asta e foarte periculos, nu-i așa? În alte țări se moare, sunt microbi, sunt boli, cine știe ce populație periculoasă este în zona aceea, nu? Și nu ne ducem. N-ascultăm porunca Domnului care zice, mergeți până la marginile pământului. Stăm în cutiuța noastră unde ni se pare că suntem în confort, totul este sigur, nimica nu se poate întâmpla deosebit de ceea ce credem noi că trebuie să fie viața. Ne temem și devenim ineficienți. Nu ne implicăm nici într-o lucrare de slujire din pricina fricii.
Eu nu pot preda la o clasă duminicală, nu? Nu știu bine engleză, nu știu bine românește. Eu nu pot ajuta la îngrijirea copiilor. Eu n-am să fiu niciodată un predicator, n-am să fiu misionar, n-am să fiu pastor. Frica ne reține să facem orice pentru Domnul. Să facă alții prima dată să vedem cum e. Ne paralizează și devenim ineficienți pentru Domnul. Haideți să ne uităm la câteva metode pe care le folosește Satana pentru a inspira frica aceasta în noi. Metode pe care le folosește Satana. În primul rând, se folosește de păcatele noastre din trecut. Sădește în inima noastră teama asta că o să fim deconspirați. Ok? O să afle lumea cine suntem noi. Țin minte că cineva m-a amenințat că scriu o carte cu toate păcatele mele. M-am oferit să-l ajut. Pentru că spuneam, mă, tale, nu știi nici a zecea parte din ele. Eu te pot ajuta, pot să-ți dau o listă mult mai mare. Dar vreau să spun că de păcatele astea m-a iertat Domnul Iisus Hristos, a murit la cruce pentru ele. Dacă ție îți face plăcere să mai umbli cu ele, să mai lucrezi cu ele, nu? Ți le dau, Domnule, n-ai nicio problemă. Îți dau o listă mare de tot. Atâta timp cât nu crezi că cineva a rezolvat odată trecutul tău, nu? Te temi că cineva îl scoate la iveală. Cineva se duce la CNSAS. Okay? Okay? Umblă prin dosare. Umblă în trecutul tău și o să apară niște documente. Nu? Ne povestea cineva care era foarte dezamăgit că a umblat săptămâni întregi în dosarele de la CNSA să găsească măcar o pagină împotriva mea și nu găsea, domnule, era foarte necăjit. Păi dacă ar fi găsit, cred că eram pe prima pagină a ziarelor, nu? First page. Diavolul te paralizează cu frica trecutului tău. O să afle lumea cine ești tu, ce ai făcut în tinerețe, ce ai făcut nu știu pe unde, ce ai zis, cum ai cooperat, cu cine ai cooperat, nu? Și frica aceasta de trecut este un instrument eficient în mâna diavolului prin care te manipulează, prin care te manipulează. Era o poveste foarte, foarte drăguță, nu? Zice că în timp ce mama era la piață, Ionel și Lenuța se jucau prin curte și Ionel a vrut să arate cât de bărbat este el. A pus mâna pe piatră, bădacul ia direct în cârdul de gâște, a lovit o gâscă în cap, s-a întors cu roțile în sus, gata, a fost moartă gâsca, gâsca mărit. Ce se facă? Copiii au îngropat gâsca undeva în grădină, nu? Și au hotărât că nu spun la nimeni nimic. Păi, mai mănâncă și vulpile, gâște, mai ce, să pierde câte una, părinții ăștia nu le numără cum trebuie. Toate bune și frumoase, până când mama a spus, Lenuța, treci la chiuvetă, spale vasele. Lenuța s-a uitat la Ionel și a zis, Ionele, gâsca. Și Ionel s-a dus la chiuvetă și spăla vasele. Orice poruncă primea Lenuța era transferată lui Ionel cu un singur cuvințel, gâsca. Nu? Nimeni nu înțelegea exact despre ce este vorba, dar Ionel se executa rapid, nu? Pentru că era o gâscă moartă, îngropată undeva în istoria, teribilă istoria lui Ionuț, nu? Și o să fie deconspirat. Într-o zi însă când Lenuța era la școală, Ionel a izbucnit în plâns, s-a dus la mămică și a mărturisit cum a omorât gâsca, unde au îngropat-o, tot. Și, bineînțeles, după masă, din nou s-a repetat istoria, când trebuia făcut ceva, Lenuța a zis, Ionele, gâsca, și Ionel, nimic. Te spun lui mama, poți să mă spui?
Odată ce ți-ai mărturisit păcatele Domnului, odată ce ai scăpat de ele, poate să vină diavolul cu gâsca lui cât vrea, nu? Dar dacă n-ai mărturisit păcatul, dacă n-ai venit la cruce cu el, dacă n-ai venit la Hristos cu el, diavolul te va folosi, se va folosi de gâsca aia toată viața ta. Te va teroriza. Te va manipula tot timpul și vei face ce vrea el, pentru că, o să zică, dosarul, ce ai făcut tu acolo, am o poză. Recent, știți că este un scandal acum cu Colin Powell, fostul secretar de stat, nu? Care se pare că a avut o feblețe în România, o româncă de-a noastră, a sucit gâtul Statelor Unite. Nu? Și au fost ceva corespondențe între cei doi. Nu? Cu toate că Colin Powell spune că au fost cu minte și cinstit, așa cum sunt toți politicienii, nu? N-au umblat cu gâsca deloc. Problema este că cineva, în vremea asta, ăștia se numesc hackers, a umblat și a găsit, a intrat pe corespondența lui Colin Powell, pe e-mail-urile lui, nu? Într-o zi cineva va face o incursiune în e-mail-urile tale, în Facebook-ul tău. Cum Guvernul Statelor Unite la ora actuală știe tot ce facem noi în domeniul internetului, nu au niște centre de astea uriașe, când ne înregistrează toate convorbirile telefonice, probabil toate predicile, așa, le mai ascultă din când în când să pocăiască și ei. Într-o zi cineva, nu, o să umble în baza aia de date, când o să devii suspect, când o să asculți. Și o să vină cu gâsca, să-ți aduc aminte că este ceva... Exact asta făceau securiștii cu cei pe care îi recrutau informatorii, nu? Îi recrutau colaboratori ai lor, primau un nume fictiv, nu? Un nume nou, interesant. Nu? Când îi luau împărăția lor, le dădeau un nume nou. Exact asta făceau. Umblau la trecut. Diavolul se folosește de păcatele din trecut și întotdeauna te va șantaja că te va da publicității. Vei apărea în ziar. Știe toată lumea. Apoi, în al doilea rând, se va folosi de posibilitățile viitoare de păcătuire și de frica ta de eșec. Aha, nu te du acolo pentru că s-a mai dus ăla. Uite ce-o pățit. Îți va da exemple ce s-a întâmplat rău în viața altora. Și tu nu vrei să păcătuiești, tu nu vrei să ai eșecuri în viață, vrei să ai numai noroc, românul zice că ăsta-i noroc, numai succes peste tot și nu vrei eșec, nu? Și atunci diavolul spune, nu încerca că s-ar putea să greșești și te faci de râs. Te faci de râs. Frica de păcătuire și de eșec. Și în al treilea rând se folosește de critici, de critici care cooperează cu el. Cei care te critică pentru tot ceea ce faci, pentru tot ceea ce spui, nu sunt alții decât colaboratorii diavolului. Și oamenii se tem să fie criticați. Este cineva care îi place critica? Hai să fim serioși, nu? Știți că există două feluri de critici, critică pozitivă și... destructivă, nu? Constructivă și destructivă. Constructivă e când vă critic eu pe dumneavoastră. Destructivă e când mă criticați dumneavoastră pe mine. Asta întotdeauna e așa, nu? În toate relațiile noastre. Când criticăm noi pe alții, e constructiv, îi ajutăm pe ăștia. Dar când ne critică ei pe noi, ăștia vor să ne distrugă, domnule. Ne vreau răul. Diavolul îi folosește pe critici întotdeauna pentru a inspira spaimă. Ce o să zică ăștia? Aoleu, de-abia așteaptă să audă ceva, să sară cu gura pe noi, nu? Și diavolul are o abilitate extraordinară să multiplice
lucrurile și imediat să ne convingă că toată lumea e împotriva noastră. Nu o să numai o voce sau două. Toată lumea. Opinia publică, toată biserica, toți frații. Ați auzit fraza asta? Toți sunt împotriva ta. Poate ați auzit povestea asta cu broaștele, nu? Un fermier s-a dus la un restaurant din ăsta de lux. Restaurant de lux se reservește broaște. Numai în America e chestia asta. Și s-a oferit să încheie un contract cu ei, pentru că spunea, domnule, în heleșteul meu de pe fermă, am atâtea broaște, zice, cântă toată noaptea, că nimeni nu mai poate dormi. O să vă livrez niște broscoi din aia verzi, mari, frumoși, delicioși. Au semnat contractul și nu mai vine omul cu marfa. L-au contactat, ce se întâmplă? Zice, domnule, am fost foarte dus în eroare, când m-am dus să îi prind, nu erau decât doi broscoi mari, care făceau o larmă cât 1000. Nu? Uneori, balta asta zgomotoasă de critici, nu are decât vreo 2-3 broscoi, dar fac larmă cât 1000. Nu? Și diavolul amplifică sonorul ăsta lor să crezi că toată lumea este împotriva ta. Toată lumea, opinia publică este împotriva ta. Diavolul folosește tehnica aceasta, metoda aceasta, ca să stabilească și să inspire frica în fiecare dintre noi. Dar haideți să ne uităm la darurile lui Dumnezeu care ne sunt date să biruim frica, să biruim frica. Dacă diavolul are darul ăsta lui, dacă vreți, în ghilimele, de a inspira frica și a-i face pe oameni să se teamă, Dumnezeu are 3 daruri care ne le pune la dispoziție să biruim frica în viața noastră. Primul dintre darurile acestea este darul puterii. Cuvântul lui Dumnezeu spune, vouă vi s-a dat nu un duh de frică, ci vi s-a dat un duh de putere. Dumnezeu ne-a dat putere fiecăruia dintre noi, nouă credincioșilor. Avem putere să facem voia lui Dumnezeu. Chiar dacă diavolul spune, nu poți nimic, ești un neputincios, ești un singur, ești un nobody, ești un slabist. Okay? Noi avem putere, pot totul în Hristos, spunea Pavel în Filipeni 4:13, care mă întărește. Eu nu sunt un nimeni, nu sunt un X, nu sunt un oarecare, sunt copilul lui Dumnezeu. În mine este Duhul lui Dumnezeu. Eu sunt un ambasador al cerului, un trimis al Domnului pe pământ. Am un mesaj de la Dumnezeu. Domnul este cu mine. Nu trebuie să mă tem de nimic, pentru că Domnul mi-a dat puterea aceasta prin care pot totul în Hristos care mă întărește. Apoi Domnul mi-a dat putere să depun mărturie, pentru că în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, Domnul a zis, veți primi o putere. A venit Duhul Sfânt peste noi să ne dea puterea, autoritatea, să vestim cuvântul lui Dumnezeu până la marginile pământului. Avem puterea aceasta de la El. Duhul Sfânt este în noi și ne împuternicește să ne ducem cu Evanghelia la orice făptură până la marginile pământului. Avem putere de la Dumnezeu să îndurăm încercările și necazurile care vin în viața noastră. În 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9, Apostolul Pavel spunea, Hristos îi spunea Apostolului Pavel, puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Când suntem slabi, atunci suntem tari, pentru că Domnul este cu noi. Suntem biruitori, mai mult decât biruitori în încercările și suferințele prin care trecem. Iată puterea, iată darul pe care ne l-a dat Dumnezeu, prin care putem învinge frica. Putem să-i spunem clar diavolului, eu am putere să fac voia lui Dumnezeu, eu nu sunt intimidat de cuvintele tale. Am putere să depun mărturie, nu mă tem să mă duc oriunde, pentru că Domnul este cu mine. Duhul Sfânt este puterea care mi s-a dat să depun mărturie până la marginile pământului. Am putere să biruiesc în încercările prin care voi trece. Nu mă tem de moarte. Nu mă tem de amenințările tale. Domnul este cu mine și atunci când sunt slab,
puterea lui se vede, tăria lui este aceea care se vede. Apoi, în al doilea rând, Dumnezeu ne-a dat darul dragostei. Nu un duh de frică, ci un duh de putere, de dragoste, un duh de dragoste. În primul rând, dragoste pentru Dumnezeu. În Ioan, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 18, se spune, în dragoste nu este frică. Observați? Opusul iubirii este frica. Sau dacă vreți invers, opusul fricii este dragostea, este iubirea. Când îl iubim pe Dumnezeu, nu ne mai temem de adversarul lui Dumnezeu. Nu suntem singuri în această lume. Este cineva acolo sus, așa cum au cântat tinerii aceia, atât de frumos, care ne iubește. Dumnezeu ne iubește. Și când îl iubim și noi pe Domnul, avem putere să biruim frica. Pentru că în dragoste nu există frică. Avem dragoste pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu ne temem că diavolul ne ia jucăriile din lumea asta. Noi avem o casă în cer, suntem veșnici, suntem oamenii din casa lui Dumnezeu. Când am citit despre martirii credinței și cred că vă aduceți aminte, unul dintre ei a fost Policarp. Policarp a fost reprezentantului Romei, care l-a amenințat că o să, cine știe, ce să facă cu el? Zici, go ahead, de drum, dacă poți să faci lucrurile astea. Se spune că în timpul ocupației germane, nemții au invadat și au cucerit un sat unde era o mănăstire. Toată lumea fugise din sat în afară de călugări. L-au luat pe șeful călugărilor, pe starețul mănăstirii și ofițerul ăla german, bățos, ca un cocoș, nu? Înarmat, svastică pe piept, s-a plimbat cu cravașa în mână, lovindu-și șizma în fața starețului și a zis, bă, tu știi cine sunt eu? Nu. Ce, bă, eu pot să te spindec în două cu lovitură de sabie și te-am terminat imediat. La care călugărul a spus, domnule, dumneatale, știi cine sunt eu? Cine, mă? Eu mă pot lăsa spintecat de sabia dumneatale fără să îmi pese nimic? Cine e mai tare? Cel care spintecă sau cel care se lasă spintecat? Se pare că neamțul acela a fost foarte derutat de un asemenea răspuns. Nu ne mai temem, pentru că noi suntem cetățeni împreună cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu, suntem eterni. Nu ne pot lua nimic. Nu ne pot lua nimic. Creștinismul a biruit toate secolele și toate persecuțiile din dragoste pentru această împărăție, din această cetățenie, din acest statut sfânt de cetățean împreună cu sfinții, om din casa lui Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu ne-a dat dragoste pentru frații noștri, pentru semenii noștri, pentru toți oamenii. Lucrul acesta este extraordinar. Să poți să iubești până și pe călăii tăi. Am citit un articol teribil, Nicolae Pleșiță, ăsta a fost șeful securității românești într-o perioadă foarte dură și a fost un călău și jumătate. La bătrânețe a fost dus într-o clinică particulară din Cluj și a fost îngrijit de un doctor creștin pe care l-a persecutat când a fost general. Wow! Nimeni nu știa cine este, îi puseseră pe nume numai Nicolae. Un șmecher a scris Moș Nicolae și toată lumea știa Moș Nicolae. Dar era Nicolae Pleșiță. Singurul care știa cine este pacientul, cine este bătrânul, era doctorul care a fost schinciuit în tinerețe de generalul ăsta. L-a îngrijit până în ultima zi. L-a chemat înaintea morții și i-a sărutat mâna doctorului,
mulțumindu-i. Era cineva care putea să iubească și pe călăul lui. În fața unei asemenea iubiri, diavolul fuge, nu poate sta. El este tatăl minciunii și al urii dintre oameni. El nu rezistă în climatul unei asemenea iubiri. Noi ni s-a dat un duc de putere și de dragoste. Dar Sfânta Scriptură merge mai departe și spune că ni s-a dat și un duc de chipzuință. Dumnezeu ne-a dat darul unei minți sănătoase. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, înțelepciune care vine de sus. Dumnezeu ne-a dat o minte renoită care alungă frica de dificultățile financiare, de problemele economice. Dacă citim în Luca, în capitolul 12, cuvântul lui Dumnezeu vorbește așa de frumos începând de la versetul 28. Haideți să citim cuvintele astea. 27. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unii din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Apoi le-a spus ucenicilor, uitați-vă la vrăbii, la păsările cerului. Nu seamănă, nu seceră. Și totuși Dumnezeu le dă de mâncare în fiecare zi. Uită-te cu o minte înțeleaptă, renoită, la realitățile acestei lumi. Tot ce ai nu este rodul muncii tale, a minții tale, a abilităților, este harul lui Dumnezeu. Este bunătatea lui Dumnezeu. Ai mintea sănătoasă. Și ai încredere în El că indiferent ce se va întâmpla cu lumea asta, cu economia asta, poate America să-L aleagă pe Obama pe viață. Okay? Eu am un Dumnezeu în cer care îmi poartă de grijă. Nu? God's care, not Obama care. Okay? Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de mine, sunt copilul Lui. El pasărea hrănește, nici de mine nu va uita, spunea cântarea. În ziua în care m-am simțit în stradă, m-am simțit al nimănui, m-am simțit singur, a venit Charlie la mine și am promis lui Charlie foarte solemn că o să am grijă de el no matter what. Pentru că și de mine este cineva care o să aibă grijă de mine no matter what. Wow! Știi că poți să biruiești orice moment greu din viață când știi că este cineva acolo sus care te iubește și care îți va purta de grijă, care se îngrijește de vrăbii, care se îngrijește de crinii de pe câmp, o să aibă grijă și de tine. Asta este minte înțeleaptă, să te încrezi în El. Apoi, Dumnezeu ne-a dat o minte renoită care alungă frica de moarte. Pavel spunea, ne place mai mult să părăsim cortul ăsta și să plecăm pentru că avem o casă în cer. Unde locuim acum, locuim într-un cort. Indiferent cu câte bedroom-uri e, ce este în ceruri este mult mai bun, mult mai fain. Mult mai extraordinar. Ai mintea asta renoită care alungă frica de moarte. O minte renoită care alungă orice frică. Orice frică. Nu te teme de nimic. Domnul este mai tare decât oricine, decât orice. Caută în cuvântul lui Dumnezeu încurajare. Pentru că este. Domnul este cu tine. Vei birui. Nu te teme de necunoscut. Pășește prin credință. Viața noastră de credincioși are în ea așa o doză de naivitate, dacă vreți, și trebuie să fie asta. Cred că la Jan Hus s-a întâmplat, în timp ce îl ardeau pe rug, a venit o bătrânică, înainte să dea foc la vreascuri, a venit o bătrânică și a dus și ea un braț de vreascuri.
Ăsta legat acolo, aștepta focul să-l ardă, a rostit două cuvinte care au rămas celebre, Sancta Simplicitas, Sfântă Naivitate. A scuzat-o pe bătrânica aceea, că era de o naivitate sfântă. Eu cred că credința autentică are un Sancta Simplicitas, are o naivitate în ea. Datorită ei suntem eroi uneori, fără știrea noastră. Plecăm ca Avram fără să știm unde ajungem, nu? Hai să fim serioși, care dintre noi la noapte auzim o voce care ne spune împachetează tot ce ai, lasă America, du-te la aeroport și o să-ți arate un cotro te duci. Wow! Nu ne-am mai aventurat deloc într-o chestie din asta. Avram a plecat. Fără să știe unde se duce. Asta este definiția credinței. Te duci fără să știi unde te duci, pentru că te încrezi în Dumnezeu, te încrezi în ajutorul Lui. Crezi că El știe unde te duce. El îți va purta de grijă unde mergi. De aceea viața cu Hristos este, cu Dumnezeu, este o aventură necunoscută. Nu te duci după harta pe care o ai. Nu te duci după calculele care ți le-ai făcut. Te duci bazat pe încrederea în El. Te bizuiești pe El. În concluzie vreau să spun câteva lucruri cu care să încheiem seara aceasta. Așa cum spunea apostolul aici, apostolul Pavel, Dumnezeu ne-a dat Duhul Lui și Duhul lui Dumnezeu este Duh de putere, de dragoste și de chipzuință, de înțelepciune. Și toate aceste trei sunt arma noastră extraordinar de puternică împotriva fricii. De aceea nu ne temem de viitor, nu ne temem de diavolul, nu ne temem de amenințările lui, nu ne temem de dificultăți. Pentru că avem putere, dragoste și înțelepciune care vin de la Duhul lui Dumnezeu. Când alungăm frica din viața noastră, dovedim dependență de Dumnezeu. Când ne este frică, dovedim necredință. Aduceți-vă aminte de cei 12 spioni. 12 iscoade au fost trimise în Canaan. S-au întors cu dovezile abundenței și a bogăției acestei țări. Legenda, sau eu știu, spune că veneau cu niște struguri uriași. Am văzut în Australia niște struguri uriași și mi-am dat seama că poate să fie foarte real. Atât de mare era un singur strugure că nu puteai să-l mănânci, un singur om n-aveai cum să-l mănânci. Dacă îți dădea cineva un strugure, nu-l puteai să-l mănânci. Atât de mare era. Ăia din Canaan erau mult mai mari. Îi aduceau câte doi. Aveau dovezile indiscutabile că era țară de lapte și miere. Dar 10 persoane din cele 12 au văzut niște uriași. Și au zis, ăștia ne mănâncă. Ne mănâncă de vii. Pe lângă ei arătăm ca niște lăcuste. Din calculele lor, din mintea lor, a ieșit afară Dumnezeu. Dumnezeu nu mai era în toată afacerea asta, erau ei și uriașii. Struguri erau la mijloc. Nu? Ca să ajungi la struguri, trebuia să treci peste uriași, ăștia te mănâncă, nu mai mănânci struguri, te mănâncă uriașii. 10 oameni au înnegrit o țară de lapte și de miere în fața întregului popor. Au urlat de frică toți, de frica uriașilor, de dezamăgire, de supărare. Au vrut să-l omoare pe Moise și pe Iosua. Doar doi aveau un report bun, corect, care au spus așa, adevărat, sunt niște uriași, dar o să-i mâncăm noi pe ei. Pentru că Dumnezeu este de partea noastră. Noi nu suntem singuri. Noi nu suntem de capul nostru aici. Noi nu ne-am luat lumea în cap așa să cucerim o țară. Dumnezeu ne-a scos cu mână puternică, ne-a trecut Marea Roșie, ne-a purtat de grijă 40 de ani, a mâncat mană din ceruri, nu ni s-a învechit sandalele și hainele.
Nu? Dumnezeu ăsta care a fost un Dumnezeu al istoriei, al minunilor din istorie, ne va da biruință împotriva acestor uriași. O să-i mâncăm pe toți. Întotdeauna ne vom împărți în fața diavolului în aceste două tabere. Unii care vom tremura de frică și unii care ne vom aventura în necunoscut, fără să știm unde ne ducem. Nu uitați versetul acela pe care îl spunea Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Pot totul în Hristos care mă întărește. Avem toate darurile Lui pentru a birui frica. Pentru noi ca biserică este un început nou. Știu foarte clar și mintea mea funcționează tot la fel. Fac calcule exact cum faceți și dumneavoastră. În 2 luni de zile, dacă suntem de acord să cumpărăm clădirea aceea, ne trebuie 100.000. Dacă îl întrebăm pe fratele Novac, nu știu dacă avem un sfert în caseria bisericii. Nu știm dacă fiecare poate reacționa în 2 luni să scoatem bani. Dacă e vorba de un an, mai facem rost și mai așa. Nu știu prea multă lume gata să ne împrumute. Credeți că este nevoie de credință într-un asemenea lucru? Cred că da. Eu cred că Dumnezeu, care are tot cerul și pământul la dispoziția Lui, și când vrea să-ți dea ceva, îți dă și te ajută. Eu am trăit miracolele Lui toată viața mea. Am cumpărat biserica din Chicago de pe strada Sunnyside, care cred, spun să nu se supere nimeni, dar nu cred că există o altă biserică mai fain ca și clădire. Este monument de artă, este super. Tot ce s-a făcut nou nu se poate compara cu ce e făcut în 1920 de oamenii bogați americi în timpul acela, o clădire de artă neoclasică, într-un stil neoclasic nemaipomenit. Dumnezeu ne-a dat-o când aveam cel mai mare scandal posibil în biserică. Ne-a dat-o atunci. Cum să cumpere o asemenea biserică? Era de 4 ori mai mare ca și spațiu decât aia veche. Simplu, pentru că Dumnezeu ne-a ajutat să vindem pe aia veche mică cu 100.000 mai scump decât aia mare pe care ne-a dat-o. Nu. Mă gândesc la viața mea care a fost expusă unei minuni, unei intervenții dumnezeiești, Chicago. Scriind istoria bisericii din Oradea, am avut o perioadă multă în viață în care am crezut că tot ce a fost mare și important în viața mea am făcut atunci. De atunci nu se mai poate întâmpla nimic mai măreț ce s-a întâmplat. Pentru că am construit o sală de 1200 de locuri, care până la construirea sălii de sport din Oradea a fost cea mai mare sală din oraș. Și am făcut-o fără autorizație. Și am plătit 90.000 de lei amendă. 90.000 pe vremea aceea, o Dacia era 70.000, o mașină nouă-nouță. Primeam 3.000 de lei pe zi amendă, 3.000 de lei pe zi. Salariul meu era 2.500 pe lună. Am pierdut toate procesele în tribunale. Am avut decizie de demolare în 3 zile a clădirii și reducere la forma care a fost. M-am dus la Ceaușescu. Am făcut tot ce am știut noi. Și într-o zi am zis, Doamne, noi nu mai știm nimic ce să facem, de acum nu mai facem nimic. Dacă îți trebuie biserica asta, păzește-o. Și a păzit-o. N-a mai venit nimeni, n-a mai venit nicio amendă, ne-au lăsat să o terminăm. După câțiva ani i-au chemat pe frați și le-au dat autorizație că biserica există. A venit Revoluția. Când Dumnezeu vrea să păzească, păzește. Am experiențele astea în viața mea. Tu le ai pe ale tale. Merită Dumnezeu nostru să ne credem în El? Alungați orice frică, încredeți-vă în El, că împreună cu Domnul suntem mai mult decât biruitori. Amin. Haideți să ridicăm pentru rugăciune. Este cineva în seara asta care are o frică acum, o frică de un examen, de un control medical,
de cine știe ce altceva și aveți nevoie de rugăciune, suntem gata să ne rugăm. Ca Domnul să alunge acest duh de frică. Și în seara aceasta, Domnul să pună în inima aceea un duh nou, statornic. Un duh, așa cum am învățat, de putere, de dragoste și de înțelepciune. Și să alunge frica din viața aceea pentru totdeauna. Dacă este cineva să ne rugăm, vrem să o facem acum. Haideți să ne rugăm Domnului pentru mâinile care s-au ridicat și fiecare să mijlocim înaintea Domnului. Doamne, Tu ne-ai dat un Duh